Bună ziua tuturor! Suntem nevoiți să venim cu această conferință de presă, deoarece platforma DA constată cu îngrijorare că autoritățile centrale și deputații partidului de guvernământ au uitat de fraudele electorale produse în cadrul alegerilor din Găgăuzia, din luna mai anul curent. Amintim că la data de 7 mai 2023, pe pagina oficială a Inspectoratului General de Poliție a fost publicată o știre referitor la acțiunile de urmărire penală efectuate de colaboratorii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii CNA și procurorii anticorupție, în cadrul unui dosar penal privind coruperea alegătorilor de către reprezentanții Partidului Șor, în vederea determinării acestora de a vota un anumit concurent electoral la alegerile din Găgăuzia, care reprezintă acest partid. În comunicatul IGP-ului informa că, potrivit materialelor acumulate și a rezultatelor investigației operate pe caz, s-a constatat că, în perioada martie prezent, concurentul electoral vizat în prezenta cauză, precum și grupul său de inițiativă, ar fi acceptat cu bună știință mijloace financiare din partea grupului criminal organizat, care ar fi fost și sunt utilizate pentru remunerarea ilicită a activiștilor implicați în campania electorală din alegerile a Bașcanului UTA Găgăuzia, precum și pentru determinarea alegătorilor să voteze pentru candidatul formațiunii. Din probatoriul administrat s-a stabilit că pentru a determina un număr de 30 de alegători să voteze pentru candidatura Partidului Șor, fiecare activist era remunerat cu 15.000 de lei. La data de 9 mai 2023, Inspectoratul General al Poliției ne informa că a sesizat Comisia Electorală Centrală din Găgăuzia, iar comunicatul lor menționau că printre acțiunile expuse în sesizare se numără coruperea alegătorilor, transportarea organizată contra plata alegătorilor la secțiile de votare, plasarea afișajului electoral în locuri nepermise și achitarea mijloacelor bănești pentru aceasta din surse financiare nedeclarate la CEC, precum și alte încălcări admise care sunt incompatibile cu un proces electoral democrat. Am constatat cu stupoare că reprezentanții Comisiei Electorale din Găgăuzia nu au dat curs acestei sesizări. În loc să sesizeze instanța de judecată în vederea anulării înregistrării concurentului electoral din partea Partidului Șor, reprezentanții Comisiei Electorale din Găgăuzia nu au asigurat cuvorum la ședința din 11 mai. Iar în cadrul ședinței din 13 mai, au exclus această întrebare de pe ordinea de zi, pe motiv că această întrebare nu ar ține de competența lor, ci a organelor de drept, lucru care nu corespunde adevărului, deoarece potrivit legii, atunci când comisiei electorale sunt prezentate probe de către organele de drept referitor la utilizarea fondurilor nedeclarate de către un concurent electoral, obligația CEC-ului este de a transmite setul de probe în instanța de judecată, care la rândul său trebuie să se expună referitor la legalitatea acțiunilor respective. În toată această perioadă, mai mulți deputați ai Partidului de Guvernământ s-au arătat foarte îngrijorați în postări pe Facebook. Au neurlăit cât au putut pe rețelele de socializare, dar nici unul dintre ei nu au recurs la acțiuni legale pentru a curma aceste ilegalități. Spre deosebire de ei, platforma DA a acționat încă de la primele semnale, iar la data de 12 mai, personal am depus un denunț la Procuratura Anticorupție cu privire la inacțiunile Comisiei Electorale din Găgăuzia, fapte care în opinia noastră se încadrează la componențele infracțiunii prevăzute la articolul 27 și 327 Cod Penal, și anume tentativă la abuzul de putere sau abuzul de serviciu, manifestate prin folosirea intenționată a situației de serviciu de către un grup de persoane publice care prin inacțiunea de a sesiza instanța de judecată va duce inevitabil la niște prejudicii considerare drepturilor
și intereselor publice, și anume accederea în funcția de bășcan a unei persoane care a încălcat grav legislația electorală. Acest lucru vine în contradicție cu principiul statului de drept și subminează grav valorile democratice din Republica Moldova. Menirea cecului este de a supraveghea corectitudinea desfășurării alegerilor. Însă în cazul de față am asistat la o situație de inacțiune din partea cecului din Găgăuzia, care, fiind abilitată cu funcția de a sesiza instanța de judecată, care cu siguranță ar fi exclus din cursa electorală candidatul partidului Șor, ei au făcut partizanat politic în interesul deja unui fost partid declarat neconstituțional, inclusiv din cauza că de nenumărate ori a încălcat legislația cu privire la finanțarea campaniilor electorale în care au participat candidații săi. Am fost surprins să aflu că la data de 21 iunie, Procuratura Anticorupție a emis ordonanță de neîncepere a urmăririi penale privind pretinsele acțiuni ilegale ale membrilor CEC din Găgăuzia, pe motiv că nu există componența de infracțiune. În opinia noastră, această decizie este destul de stranie, deoarece, pe de-o parte, IGP-ul publică probe video, foto și înregistrări audio care confirmă folosirea masivă a banilor murdari pentru cumpărarea voturilor în folosul candidatului Șor, iar pe de altă parte, la sesizarea noastră în care facem referire la aceleași comunicate ale IGP-ului, primim refuz de începere a urmăririi penale, pe motiv că nu există fapta infracțională. Ba mai mult decât atât, în cadrul unei emisiuni din data de 4 iulie, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, a declarat următoarele și o să vă las să ascultați dumneavoastră. La ce aveți în vedere au fost declarate corupte? De ce? Cel puțin atunci când a fost pornit acel dosar cu acele sume. Dacă să fie foarte clar, când noi pornim o urmărire penală, asta nu înseamnă că avem un rezultat. Asta înseamnă că este o bănuială să începem urmărirea penală. Deci, din punctul de vedere a procuraturii, a poliției, CNA, deci nimeni nu a declarat că acolo s-au comis acte de corupție. Noi suntem în... Deci investigăm și o să ajungem la careva concluzii după ce administrăm toate probele. Deci deocamdată nu este, deci din punctul nostru de vedere, nu putem spune că aceste alegeri au fost cum. Pentru noi este o dilemă. De ce autoritățile și-au schimbat radical poziția și nu acționează niciun fel pentru a nu admite că în funcția de bășcan al Găgăuziei să ajungă o persoană care a câștigat alegerile prin fraudă? Să fie vorba oare de incompetență sau de o înțelegere între aceste două partide? Pentru noi nu este clar cum este posibil ca pe de o parte IGP-ul să publice probe care confirmă finanțarea ilegală a campaniei electorale de către partidul Șor în alegerile din Găgăuzia, sesizând în acest sens Comisia Electorală din Comrat, iar pe de altă parte, Procuratura Anticorupție se declară că aceste alegeri s-au desfășurat conform legii. Platforma DA de mai mulți ani insistă că cei din gruparea Șor trebuie scoși de pe arena politică, deoarece ei sunt un pericol pentru democrație. În toată această perioadă, noi am venit cu soluții și am solicitat autorităților responsabile să acționeze. A fost nevoie să insistăm 2 ani pe sesizarea Curții Constituționale, până când am fost auziți de către cei din PAS și, în sfârșit, partidul Șor a fost scos în afara legii. Noi nu putem sta indiferenți când vedem că alegerile din Găgăuzia au fost fraudate, iar autoritățile au luat apă în gură. Vreau să vă informez că am contestat la procurorul ierarhic superior ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale, solicitând să fie exercitat un control suplimentar a sesizării mele, deoarece pentru toată lumea de bună credință este clar că inacțiunile reprezentanților cecului din Găgăuzia, care nu au sesizat instanța de judecată pentru verificarea corectitudinii finanțării campaniei electorale de către partidul Șor, așa cum a fost în anul 2021, când Marina Tauber, candidat
dar aceluiași partid la alegeri din primarul de primar a Bălțului a fost scoasă din cursa electorală pe motiv că a fost încălcată modalitatea de finanțare a campaniei electorale, reprezintă o infracțiune destul de gravă. În acest context, ca urmare a celor expuse, platforma DA vine cu următoarele solicitări către autorități. În primul rând, solicităm deputaților și în special președintelui Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, să lase un pic împărțirea pleantelor electorale prin Chișinău și să cheme la raport în plenul Parlamentului reprezentanții instituțiilor care au început urmărirea penală pe fraudarea legilor din Găgăuzia, Inspectoratul Național de Investigații, CNAU și Procuratura Anticorupție. Vrem și noi să știm de ce am ajuns la această rușine. În al doilea rând, solicităm deputaților și în special celor din Comisia Juridică Numiri și Imunități să elaboreze un proiect de lege prin care persoanele din funcțiile de conducere a unui partid politic declarat neconstituțional să aibă interdicția de a candida în funcții publice pentru o perioadă de 7 ani. O astfel de prevedere este deja în legislație cu privire la primari, care chiar pentru o abatere mică pot fi sancționați cu interdicția de a candida pe un termen de 3 ani. De ce un primar care și-a angajat o rudă în calitate de măturător este scos din funcție publică și nu mai poate ocupa o asemenea funcție o lungă perioadă de timp? Iar deputați, consilieri, primari care au ajuns în funcție în calitate de candidați din partea unui partid anticonstituțional, scos în afara legii pe motiv că încalcă orice principiu democratic, în continuare rămân în fotoliile lor și primesc mai departe bani, grași din bugetul public. O asemenea interdicție trebuie obligatoriu aplicată și în cazul persoanelor care au făcut parte din cadrul unor partide declarate neconstituțional. În caz contrar, ne vom trezi după următoarele alegeri în Parlament cu aceleași persoane care în 2021 au fost alese pe lista partidului Șor, iar unica diferență va fi doar denumirea partidului din care vor face parte. Și în ultimul rând, punctul 3. După hotărârea Curții Constituționale de a declara neconstituțional partidul Șor, considerăm că există suficiente argumente de a solicita revizuirea deciziei de validare a alegerilor din Găgăuzia, unde au fost câștigate de către un reprezentant a unui partid scos în afara legii. Până la intrarea în funcție a bașcanului nou ales, au rămas zile numărate și așa că solicităm președintelui Republicii Moldova, în calitate de garant al respectării Constituției, care a fost în mod grav încălcată la alegerile din Găgăuzia, solicităm Guvernului Republicii Moldova, în calitate de organ executiv, să depună cât mai rapid o cerere la Curtea de Apel Comrat privind revizuirea deciziei de validare a alegerilor din Găgăuzia. Deoarece, după publicarea hotărârii Curții Constituționale, care conține motivele ce au fost puse la baza declarării neconstituționalității partidului Șor, au apărut circumstanțe care la data validării alegerilor de către Curtea de Apel Comrat nu erau cunoscute. Prin urmare, odată ce noul bașcan încă nu a intrat în exercitarea funcției sale, există toate instrumentele legale de a solicita imediat revizuirea deciziei de validare a alegerilor din Găgăuzia. Atragem atenția că Curtea Constituțională nu a retras mandatele deputaților, primarilor, consilierilor locali din partea acestui partid, căci, în cadrul atribuțiilor sale, ei au adoptat mai multe acte normative. Însă bașcanul nou ales încă nu a intrat în funcție și, respectiv, încă nu a participat la adoptarea unor acte. Atrag atenția că prin decizia Curții Constituționale din 29 iunie a fost refuzată validarea mandatului de deputat al lui Vladimir Vitiuc, care urma să ia locul lui Ilan Șor. Curtea a motivat că deși deputații actuali ai fostului partid Șor își pot continua mandatele în calitate de deputați independenți, acest fapt nu presupune că mandatele vacante pot fi suplinite de vreme ce nu mai poate fi pusă în discuție compatibilitatea cu funcția de deputat
a candidaților supleanți dacă partidul a fost declarat neconstituțional. Prin urmare, avem o situație când Bașcanu, ales din partea unui partid neconstituțional, încă nu a intrat în funcție, fapt care permite de a iniția procedura de revizuire a deciziei Curții de Apel Comrat. În cazul în care autoritățile vor dori să inițieze această procedură de revizuire, platforma DA este dispusă să ofere toată informația de care dispune și chiar să întocmească această cerere de revizuire dacă va fi nevoie. Noi nu putem sta liniștiți când vedem că șoriceii continuă să joace pe masă, iar autoritățile rămân reci la aceste ilegalități. Platforma DA speră că partidul de guvernământ nu doar mimează lupta cu ilegalitățile comise de către gruparea Șor, iar aceste propuneri vor fi implementate cât mai rapid. Astfel că așteptăm răspunsul autorităților la apelul nostru și sperăm acesta să fie cât mai repede. Acesta a fost mesajul conferinței noastre. Dacă aveți întrebări cu privire la solicitările noastre, cu drag vă pot răspunde mai amănunțit. Iar dacă nu, vă mulțumim pentru prezență și vă dorim o zi bună în continuare.